Dacă tu sau careva din apropiații tăi luptă cu anxietatea, depresia, teama sau frici de orice natură, care nu te lasă să-ți continui viața de zi cu zi cum ai făcut-o până acum, te invit să-ți alegi un loc liniștit, un loc unde să fii singur, să poți închide ochii și să poți asculta în liniște și în taină rugăciunea aceasta. Adunați toate gândurile și privește cu ochii minții către cuvintele pe care le voi rosti. Și acum să ne rugăm. Psalmul 23. Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe măr l-a întemeiat pe el și pe râuri l-a așezat pe el. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său și nu s-a jurat cu vicleșug aproape lui său. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostenie de la Dumnezeu, Mântuitorul Său. Acesta este neamul celor ce îl caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Către tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu ia aminte, că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei care se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog ție când ridic mâinile mele către locașul tău cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși și sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptate să nu mă pierzi. Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor, după lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește-i după faptele lor că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor Lui, îi vei dărma și nu îi vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu. În el a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și-a înflorit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe el. Domnul este întărirea poporului său și apărător mântuirilor unsului său. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Paște-i pe ei și ridică până în veac. Judecă, Doamne, pe cei ce îmi fac mie strâmbătate. Luptă împotriva celor ce se luptă cu mine. Apucă arma și pavăza și scoală-te într-o ajutorul meu scoate sabia și închide calea celor ce mă prigonesc. Spune sufletului meu, mântuirea ta sunt eu. Să fie rușinați și înfruntați cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce gândesc rău de mine. Să fie ca praful în fața vântului și îngerul Domnului să-i necăjească. Să fie calea lor întuneric și alunecare. Și îngerul Domnului să-i prigonească, că în zadar au ascuns de mine groapa lațului lor, în deșert au cărât sufletul meu, să vină asupra lor lațul pe care nu-l cunosc, și cursa pe care au ascuns o să-i prindă pe ei, și chiar în lațul lor să cadă. Iar sufletul meu să se bucure de Domnul, să se veselească de mântuirea Lui toate oasele mele vor zice, Doamne, cine este asemenea ție? Cel ce izbăvește pe sărac din mâna celor mai tari decât el, și pe sărac și pe sărman de cei ce îl răpesc pe el. S-au sculat martori nedrepți și de cele ce nu știam m-au întrebat. Răsplătite au mie rele pentru bune și au vlăguit sufletul meu. Iar eu când mă supărau ei, m-am îmbrăcat cu sac și am smerit cu post sufletul meu și rugăciunea mea în sânul meu se va întoarce. Ca și cu un vecin, ca și cu un frate al nostru, așa de bine m-am purtat, ca și cum aș fi jelit și m-aș fi întristat, așa m-am smerit. Dar împotriva mea s-au veselit și s-au adunat Adonat-o sau împotriva mea cu bătăi și n-am știut. Risipiți au fost și nu s-au căit. M-au ispitit cu jocură, m-au jocurit. Au, au screșnit împotriva mea cu dinții lor. Doamne, când vei vedea? Întoarce sufletul meu de la fapta lor ce are, de la lei viața mea. Lăudate voi, Doamne, în adunare mare, într un popor numeros te voi lăuda. Să nu se bucure de mine cei ce mă dușmănesc pe nedrept, cei ce mă urăsc în zadar și fac semn cu ochii, că mie de pace îmi grăiau și asupra mea vicleșuguri gândeau. lărgitul și au împotriva mea gurile lor și-au zis, bine, bine. Văzuta, ochii noștri. Văzuta, ai, Doamne, să nu taci, Doamne, nu te depărta de la mine. Scoală-te, Doamne, și aminte spre judecata mea. Dumnezeul meu și Domnul meu, spre pricina mea, judecă-mă după dreptatea ta, Doamne, Dumnezeul meu, și să nu se bucure de mine, să nu zică într-o inimile lor bine, bine sufletului nostru, nici să zică, l-am înghițit pe el. Să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce se bucură de necazurile mele. Să se îmbrace cu rușine și o cară cei ce se laudă împotriva mea. Să se bucure și să se veselească cei ce voiesc dreptatea mea și să spună pururea Slăvit să fie Domnul, cel ce voiește pacea robului său. Și limba mea va grăi dreptatea ta, în toată ziua, lauda ta. Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu, că de la El este mântuirea mea? Pentru că El este Dumnezeul meu, mântuitorul meu și sprijinitorul meu. Nu mă voi clutina mai mult. Până când vă ridicați asupra omului, căutați toți al doborâ socotindu-l ca un zid pofârnit și ca un gard surpat. S-au sfătuit să doboare cinstea mea, alergat-au cu minciuna, cu gura lor mă binecuvântau și cu inima lor mă blestemau. Dar lui Dumnezeu supune-te suflete al meu, că de la el vine răbdarea mea că El este Dumnezeul meu și Mântuitorul meu, sprijinitorul meu, nu mă voi strămuta. În Dumnezeu este mântuirea mea și slava mea. Dumnezeu este ajutorul meu și nădejdea mea este în Dumnezeu. Nădăjduiți în El toată adunarea poporului. Revărsați înaintea Lui inimile voastre, că El este ajutorul nostru. Dar deșertăciune sunt fii oamenilor. Mincinoși sunt fii oamenilor. În balanță, toți împreună sunt deșertăciune. Nu mă spre nedreptate și spre jefuire nu poftiți. Bogăția de -ar curge, nu vă lipiți de ea. Odată a grăit Dumnezeu, aceste două lucruri am auzit, că puterea este a lui Dumnezeu și a ta, Doamne, este mila, că Tu vei răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Bine este a lăuda pe Domnul și a cânta numele Tău prea înalte, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Îmi saltire cu zece strune, cu cântece din alăută, că mai veselit, Doamne, într-o făpturile tale, și într-un lucrurile mâinilor tale mă voi bucura. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște, și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoșii și ca iarba, și să ivesc toți cei ce fac fără de legea, ca să piară în veacul veacului iar Tu, prea înalt, ești în veac, Doamne. Că iată, vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea. Și se va înălța puterea mea ca a inorogului și bătrânețele mele unse din belșug. Și-a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea dreptul ca finicul va înflori și ca cedrul cel din Liban se va mulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse se vor înmulți și bine viețuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeu nostru și nu este nedreptate într-o dânsul.